În luna octombrie anului trecut, Primăria Buzău și Regionala CFR Galați au anunțat la unison cu mare fast că vor începe lucrările de reabilitare completă a două peroane din stația CFR Buzău. Pentru suma de 900.000 de lei, o firmă de construcții din Câmpul Lung Moldovenesc a avut ca sarcină refacerea totală a celor două peroane. Deși oficialii regionalei CFR și ai Primăriei Buzău au promis atunci că în maximum 4 luni vor finaliza investiția, lucrările nu sunt nici pe aproape de a fi încheiate. Mai mult, călătorii sunt complet nemulțumiți de calitatea asfaltării celui mai important peron al stației, cel care asigură accesul la liniile 2 și 3. Sunt niște incompetenți, nu poate să facă un peron. Eu, ca și nevăzător, vă dați seama, vin seara sau chiar și ziua. Mă împiedic, cad în gropi, eu știu, Doamne ferește. Nu e ok, chiar nu e ok. Revin din nou la nevăzători și spun că noi cu bastonul când mergem și... Nu e ok deloc, pentru că ni se agață bastonul printre dalele acelea și nu putem merge. Cum se pare? Cum au fost reabilitate aceste peroane? E foarte bine, dar peroanele era înainte cu dalii, erau... Acum s-au asfaltat. Sunteți nemulțumiți că nu au fost puse dale, nu? Și aici. Da. Acum... Dar fi principal, de fapt. Da, 2, da. 3. Calitatea asfaltului, mă scuzați, nu sunt nici de profesie, dar cred că lasă de dorit. Plus că lucrurile au început în noiembrie și eu... Nu știu, v-am spus... Maxim 4 luni va fi... V-am spus că nu sunt de aici, sunt de la Râmnicu Sărat, dar calitatea se vede. Începută de mult, dar măcar e mai bine și mai târziu. Da. Vă place asfaltul acela? Da, e corect, e normal. Dar nu putem să cerim mai mult. Atâta se poate, atât nu știu ce. Nu mai știu. Decât nimic, noi am spus mereu că așa suntem noi românii, de aia suntem aici. Pentru că am spus că da, e bine și așa. Reabilitarea peroanelor înseamnă și reparații la copertinele celor două peroane, lucrări care nici acum nu au început. Cu toate acestea, responsabilii Primăriei Buzău se laudă că intenționează să reabiliteze și pasajul subteran care asigură accesul către peroane, dar și către două cartiere ale orașului, Mihai Viteazul și Poștă. Ei susțin că poartă negocieri cu șefii regionalei CFR Galați pentru ca obiectivul să treacă temporar în administrarea municipalității cât vor dura lucrările de igienizare. După cum bine știți, Primăria Buzău a făcut o solicitare către SNCFR privind preluarea în administrare sau în proprietate a pasajului subteran, cât și a celor două pasarele supraetajate, cele din zona limitrofă gării Buzău. Am primit un răspuns de la SNCFR că ar fi de acord cu astfel de preluare, însă numai contra cost. Probabil vom continua demersurile către Ministerul Transportului, încercarea de a găsi o formulă juridică, astfel încât să nu fim nevoiți să achităm acele sume. Dacă nu mă înșel, valoarea pasajului era undeva situată în jur de 13 miliarde de lei vechi, ori noi ne dorim să preluăm acel pasaj pentru a investi, pentru a-l igieniza și a-l face funcțional pentru cetățenii din cele două cartiere, dar și pentru angajații societăților comerciale din zona respectivă. Clădirea gării CFR Buzău, care are valoare de patrimoniu, a fost reabilitată în urmă cu 10 ani cu bani de la guvern.